Bătaie într-un local din capitală. Un bărbat a ajuns la spitalul de urgență cu mai multe traumatisme după ce a fost bătut de un cetățean străin. Totul s-a petrecut vineri, 10 noiembrie, într-un local din centrul capitalei. Oamenii legii au recepționat apelul la 112, aproximativ la ora 22:45 de minute. Potrivit poliției, cei doi bărbați se aflau într-un local de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Aceștia s-ar fi aflat în conflict de mai mult timp, iar în seara incidentului, victima de 44 de ani a fost luată la pumn de agresorul de 38 de ani, cetățean străin. Un martor de la fața locului le-a spus polițiștilor cum s-a întâmplat totul. S-a împins, s-a urcat și el a căzut acolo, s-a lovit capul, pentru că s-a împins, evident. S-a îmbruscat, da. S-a luat la așa. S-a împins. Deci, în primul rând, după cât știu, îi spunos dinainte, am avut probleme cu poliția. Victima a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Polițiștii l-au încătușat pe cetățeanul străin și l-au dus la Inspectoratul de Poliție Centru pentru elucidarea circumstanțelor. În funcție de leziunile cu care s-a ales victima, agresorul urmează să fie tras la răspundere conform legislației în vigoare.